Cei doi tineri sublocotenenți și-au început cariera militară în cadrul grupării de jandarmi mobile Craiova în urmă cu câteva zile. În această primă săptămână de lucru au fost ajutați de colegi să se familiarizeze cu ceea ce au de făcut. Sebastian Gianu are 25 de ani, a absolvit facultatea de poliție din cadrul Academiei de Poliție, specializarea drept, și a fost repartizat la compartimentul juridic, unde va ocupa funcția de consilier juridic. Da, era un vis pentru mine să devin cadrul al Ministerului Afacerilor Interne, deoarece am fost învățat să respect oamenii și pe cei care se implică în dezvoltarea societății și datorită părinților mei am ajuns să am un respect maxim pentru această uniformă. Mereu m-a fascinat dreptul în sine și drepturile omului și consider că fiecare persoană trebuie să respecte o anumită conduită. Cred că jandarmeria are un rol important în cadrul societății, deoarece aduce un plus de siguranță populației. Sunt foarte mândru că port această uniformă. Robert Diaconu va fi comandant de pluton. Are 24 de ani, a absolvit Academia de Poliție la Facultatea de Poliție, specializarea jandarmi. El are responsabilitatea de a coordona misiuni de ordine și siguranță publică. Ambii tineri au fost repartizați în orașul natal, Craiova, datorită mediei de absolvire. Încă de mic copil, în momentul în care vedeam un jandarm pe stradă, executând o anumită misiune, pot spune că îl priveam cu admirație și mă simțeam în siguranță știind că se află în preajmă și cred că a avut un foarte mare impact acest lucru și m-a determinat ca mai târziu să aleg o astfel de meserie. Am un frate cu 3 ani mai mare care lucrează chiar aici, în cadrul grupării de jandarmi mobile. Pot spune că și el a avut o foarte mare influență asupra mea. Consider că programul de la Academia de Poliție m-a ajutat foarte mult să mă adaptez încă de la început pentru viitoarea perioadă care va urma și să fiu apt de muncă, de a desfășura o misiune la orice oră și oricând. Acum, cei doi vor pune în practică noțiunile teoretice pe care le-au învățat în timpul facultății. I-am primit cu deschidere, între colectivul i-a primit cu brațele deschise pentru a se acomoda mult mai ușor și a pune în practică cunoștințele dobândite. Și felicităm pentru rezultatele și munca pe care au depus-o pe parcursul anilor de studii. Acestea nu au rămas nerăsplătite, având posibilitatea să-și aleagă un loc chiar acasă. Încurajăm tinerii să aleagă o astfel de carieră, o meserie în jandarmerie, întrucât își pot dezvolta o frumoasă carieră militară. Ca un factor în plus ar putea fi și stabilitatea locului de muncă și a venitului. Au ales această meserie deoarece au considerat că o carieră în jandarmerie se pliază perfect pe ambițiile și idealurile lor și că purtarea uniformei de jandarmi impune onoare și respect.